când a început această sărbătoare a cărnaților, această degustare, am primit din Germania, de fapt, un document care atestă că prima chemare la degustarea cărnaților bănățeni a avut loc în iarna anului 1972. Deci acum știm măcar când a început totul, nu am aflat încă când s-a întrerupt. Pe atunci se ținea în redacție, la mijlocul anilor 80, mai ales după plecarea redactorului șef Berwanger, s-a asistat la un moment dat, pentru că, după cum mi s-a relatat, autoritățile n-au văzut cu ochi buni faptul că comunitatea germană face o sărbătoare a cărnaților, pe când în mezelărie, în magazine, nu mai era aproape nimic. Și atunci a venit acel semnal, terminați cu chestiile astea. Așa mi s-a povestit de la cei mai vechi, care pe atunci erau în redacție. În 94 noi am reluat și în 95 am făcut primul eveniment public mai mare. Adică am avut curajul de a ieși din mica noastră redacție și să facem un eveniment cu câteva sute de persoane. Prima dată a fost o tatonare, cum a fost tatonare și plecarea în localități, pentru că dintr-o dată trebuia să găsești partener la fața locului care să te înțeleagă. Am avut și momente mai puțin faste. La un moment dat, la unele din primele ediții organizate de mine, primarul dintr-o localitate ne-a cerut chirie pe sală, pentru că nu a înțeles, a crezut că noi nu avem unde să ne ținem sărbătoarea ziarului și a crezut că venim și ne rugăm de a ne găzdui, dar nu am pus-o pe seama reavoinței. Ci am ajuns într-o localitate unde primarul nu a înțeles, de fapt, ce îi aducem. El a crezut că vrem să-i luăm ceva în loc să-i aducem. Dar a venit și a cerut scuze după, în momentul în care a văzut ce s-a întâmplat și, în mare parte, conducerile primăriilor pricep acest lucru. Am învățat și eu pe parcurs că trebuie să porți o discuție în prealabil și dacă simți că primarul de acolo nu a înțeles că îi aduci ceva, atunci mai bine pleci, îl lași să mai învețe și așa mai departe. Lovrinu a fost și este o gazdă excepțională, pot să vă spun, nu este o laudă pentru că ne aflăm aici, ci prin faptul că practic a făcut tot ce am cerut și puțin mai mult. Același lucru pot să spun și la adresa forumului german, care la fel, chiar dacă bugetul este mai restrictiv anul acesta, ceea ce am pus noi pe listă și ceea ce am cerut noi s-a aprobat, pentru că s-a înțeles că noi aducem ceva deosebit și pentru comunitatea germană, pentru forumul german, dar și pentru localitățile unde ne aflăm. Fără să denigrez aceste evenimente sau să le minimalizez, dar o rugă se ține în fiecare an, un bal se ține, știu eu, lunar, o discotecă se ține săptămânal, dar o degustare a cărnaților probabil o singură dată în perioada noastră de activitate se va organiza într-o anumită localitate. La Lovrin probabil revenim peste 20-30 de ani. Thank you.
Cultural din Lovrină devine neîncăpător de cei care au venit să deguste toate aceste preparate deosebite, iar acum cei care concurează stau cu sufletul la gură și așteaptă să vadă dacă preparatele lor vor ocupa sau nu un loc pe podium. Să împărtășim un mic jubileu. Sunt 3 decenii de când organizăm degustarea cărnaților bănățeni într-un cadru puțin mai larg. Din 1972, de când s-a înființat, în acest gen de manifestări, predecesorii noștri de la Neue Banater Zeitung au organizat evenimentul într-un cadru restrâns în redacție. Noi, începând din 1995, am început să ieșim într-un spațiu mai generos, unde putea să participe mai mult public. Noi ne adresăm practic celor care au afinități pentru tradițiile germane, pentru tradițiile bănățene. Îi aducem totodată pe prietenii noștri, pe cititorii noștri și pe producătorii privați, particular de cărnați, într-o localitate unde nu s-au uitat tradițiile. Și evenimentul confirmă că o dată pe an reușesc să aduc la oaltă pe foarte mulți care nu ne sunt aproape. Evenimentul totodată confirmă că mereu am în spate un editor și un forum german care nu refuză absolut nimic. Cel puțin pentru degustarea cărnaților este cu totul și cu totul alături de noi. Confirmă că avem o mână bună în a ne alege locația. Pentru că la Lovrin am avut o primărie care parcă mi-a citit gândurile. Dacă doream ceva, îmi spunea primarul: am rezolvat, am discutat deja. Am alături de mine, în toți acești ani, sponsor darnici, sponsor care nu trebuie să-i cauți foarte mult, nu trebuie să-i convingi că este necesar să fie alături de noi. Am în spate o echipă extraordinară, unde o mână de oameni reușește să facă tot ceea ce vedeți și tot ce este în spate, în culisele acestei degustări. Și ceea ce văd eu este o atracție tot mai mare pentru degustarea cărnaților. Uitați-vă că sunt anul acesta, cred că 50 de probe. Un mic record pentru ultimele, cred că, 2 decenii. Niciodată nu s-au adunat atâția în jurul nostru, niciodată nu a fost cerere atât de mare de a participa cu produse particulare de acasă, cu brânzeturi, cu alte lucruri. Niciodată nu a fost cererea mai mare pentru a participa cu formații de dansuri, cu cântece și așa mai departe. Și vreau totodată să mulțumesc ajutoarelor care de ieri
sunt alături de noi care au tăiat, care au pregătit și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc deosebitei mele familii și prietenilor care, dați-mi voie să exagerez puțin, care mă suportă în aceste zile. Vreau să mulțumesc sau să urez la sfârșit mult succes noului forum înființat aici la Lovrin, care poate avea acest succes numai dacă colaborează intens cu Banată Zeitung. Ich möchte ganz besonders einige Ehrengäste begrüßen, die hier im Saal sind. Herr Dr. Jürgen Popp, Herrn Ovidiu Ganz, Frau Konsulin Regina Lochner, Herrn Dr. Johann Fernbach, weitere Vertreter des Landesforums, des Temeswarer Forums, des Forums des Banater Berglands, der Ortsforum und der KOG. Aș dori să îi salut pe toți invitații noștri de onoare din partea forumului și din partea KOG și din partea administrației locale din mai multe localități din Banat. Așa cum ați văzut, am făcut un upgrade anul acesta și avem un slideshow aici. Ați auzit în frumosul grai șvăbesc un text despre ceea ce se întâmplă și ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile aici. Veți putea degusta foarte curând, promit, din rezultatul acestui demers. Și aș vrea însă să vă spun cine suntem noi, cine sunt cei care v-au invitat aici și au organizat acest eveniment. Organizatorii acestui eveniment sunt Banată Zeitung, Primăria și Consiliul Local Lovrin și Asociația Funk Forum. Vrem să mulțumim sponsorilor noștri, așa cum a spus și domnul redactor Șerzi Pretil. Sponsorii au fost foarte darnici și, nu în ultimul rând, datorită lor suntem aici și putem să ne bucurăm împreună de acest eveniment. Hardwire Technology, Hereus România, der Deutsche Sprachige Wirtschaftsclub Banat, der Deutsche Rumänische Wirtschaftsverein Arad, Editura Legard, Erwin Chonti din Billet, Anneliese Wambach din Gottlob, Edwin Zaban din Lipova, Tushi Market, Lovrin. Și un lucru care ne-a bucurat în mod special, Deutsche Rumänische Wirtschaftsverein Arad a anunțat că va continua abonamentele pentru cele trei persoane care au fost selectate anul trecut prin tragere la sorți din Nitzchidorf, Bacova și din Sântana. Deci abonamentele la ziarul nostru vor fi reînnoite anul acesta datorită Deutsche Rumänische Wirtschaftsverein Arad. De asemenea, vrem să mulțumim celor care ne-au susținut și celor care ne vor încânta astăzi cu muzică și cu dans și cu voie bună, Banată Musikanten și ansamblurile germane reunite din Banat. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumim Departamentului pentru Relații Interetnice care prin FDGB și FDGR a susținut financiar acest eveniment. Aș dori să invit acum pe scenă pentru câteva alocuțiuni pe domnul doctor Paul Jürgen Por, președintele FDGR. Servietă Frau Consulin, stimate domnule primar, liebe banate Freunde, stimate doamne și domnișoare, stimați domn, este pentru a doua oară că particip la un astfel de eveniment și mă bucur pentru asta și doresc să mulțumesc organizatorilor pentru invitație. Auch bei uns in Simbürgen ist die Banater Küche wohl bekannt und geschätzt. Und die Wurst ist eines ihrer Spitzenprodukte. Ich möchte diese Gelegenheit wahrnehmen, der Banater Zeitung zu gratulieren, dass sie diese Tradition seit
etwa 30 Jahren aufrechterhält. Und ich finde es auch sehr gut, dass dieses Reimis abwechselnd in verschiedenen Ortschaften des Banats stattfindet. Bună ziua, cu scurt. Sehr geehrter Chefredakteur, lieber Siegfried Thiel, liebe Kollegen aus der Redaktion der Banater Zeitung, stimate domnule președinte al Forumului Democrat al Germanilor din România, lieber Jürgen Por, stimate domnule primar Graur, sehr geehrte Frau Konsul Lochner, sehr geehrter Vorsitzender Dr. Fernbach, stimați oaspeți, doamnelor și domnilor, am să vorbesc în limba română ca să nu avem probleme cu traducerea. În primul rând vreau să vă mulțumesc frumos pentru ospitalitate concetățenilor noștri din Lovrin, domnului primar. E un gest foarte frumos pe care îl apreciem ca atare, faptul că ne-ați primit la dumneavoastră. Vreau să mulțumesc în mod deosebit colegilor mei, prietenilor mei de la Banater Zeitung pentru efortul deosebit pe care îl fac în organizarea acestui eveniment în fiecare an, de care ne bucurăm cu toții. Este o muncă enormă care stă în spatele acestei sărbători pe care noi, știu și eu, o percepem timp de 2-3 ore, ne bucurăm de ea și am plecat acasă. Se lucrează luni de zile pentru ca acest eveniment să poată avea loc, așa că cred că cu toții suntem datori, măcar cu aplauze pentru colegii de la Banater Zeitung pentru ceea ce au făcut astăzi. Mă bucur și că în fiecare an reușim să găsim o gazdă, una din comunele sau localitățile, orașele din Banat, în care de secole minoritatea germană trăiește împreună cu populația majoritară românească și cu celelalte minorități din Banat. Cred că această conviețuire se va oglindi inclusiv în produsele pe care le avem astăzi dejurizate. Aici veți vedea că toate au un element comun, deși sunt diferite până la urmă, și anume faptul că sunt produse în Banat și reprezintă o caracteristică bănățeană, la care sper că ținem cu toții în egală măsură să fie promovată, să fim mândri de Banatul nostru și de modul în care înțelegem să conviețuim în această frumoasă regiune a României. În consecință, vreau să vă doresc o zi frumoasă și poftă bună. Vă mulțumesc frumos! Vă spun și eu bună ziua! Am fost la conferința de presă și între timp căminul cultural s-a umplut. Exact așa cum previzionam. Vă mulțumesc că participați la acest eveniment împreună cu Banater Zeitung, împreună cu domnul Siegfried. Sperăm că astăzi am făcut o treabă bună. Sunt multe fețe care nu le cunosc, multe care le cunosc, dar este o onoare pentru mine că sunteți aici la Lovrin și sărbătorim acest eveniment. Pentru etnia germană și pentru Lovrin este foarte important, ținând cont că în trecut, aproximativ 80-85% din cetățenii erau de etnie germană. Au plecat între timp, am rămas noi, majoritari, dar cu gândul și cu sentimentul că istoria nu trebuie uitată. Și am încercat ca să ne reîntâlnim după mult timp și vom face acest lucru și în continuare, cum am anunțat și în conferința de presă și pe domnul Siegfried, că în 3 august vrem să facem Kirva în Lovrin. Se fac în localitățile din prejur de mai mulți ani. Noi n-am reușit încă să luăm legătura cu cetățenii care au plecat în Germania și care au mai rămas pe la noi, dar acum am reușit să facem acest lucru. Primesc multe telefoane și nu le vine să creadă că noi facem acest eveniment. Dar da, va fi adevărat și se va respecta tocmai tradiția care a fost înainte. Având o relație foarte bună, că îl văd pe domnul părinte catolic aici între noi, avem o relație foarte bună și împreună vrem să facem și o treabă bună.
Mulțumesc colegilor primari care sunt astăzi aici și au răspuns invitației, tuturor personalităților din județ și nu numai, domnului Siegfried, domnului Ganz și celorlalți membri din Forumul German care participă astăzi. Atât și presa, foarte multă presă astăzi, un eveniment care sper că va avea ecou și în celelalte localități și în celelalte județe, bineînțeles. Și evenimente de genul acesta să se repete, pentru că eu cred că sunt de bun augur și câteva ore din viața noastră să vă dorim altfel. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți aici, vă doresc multă sănătate tuturor, împliniri și să auzim numai de bine. Thank you.
Regina Lochner și pe domnul primar Marius Graur, care vor oferi premiile, vor da premiile. Vom începe cu premiul organizatorilor, pentru care cârnații cu numărul 21 au obținut 20 de puncte, iar maestrul care a făcut această delicatesă este Roland Kozenhai. O să-l rugăm să vină pe scenă. Andrei! O să vă rugăm să rămâneți pe scenă pentru că se va face o fotografie cu toți cei care au fost, vor fi premiați astăzi. Premiul 3, 21 de puncte, cârnații cu numărul 19. Încă mai găsiți, poate, și puteți să degustați, să vedeți, dacă juriul a ales bine. Domnul Florea Adrian. Îl rugăm de asemenea să vină pe scenă. Maestrul care i-a pregătit este Radu Guler. Să facem un pic de senzație cu muzica, niște tobe. Nu, bine, dar emoții toți sunt aici, da? Avem premiul întâi, desigur, 23 de puncte, cârnații cu numărul 11, Christoph Ziller. Grazie.
Felicitări, sunteți marele câștigător al acestui concurs. Spuneți-mi, vă rog, care preparat v-a adus succes? Avem un preparat ce eu am rămas surprins. Ăsta e primul meu concurs. Este o rețetă de la bunicii noștri și noi cam de 20 de ani tăiem fiecare an porc în Germania și facem pe rețeta noastră de acasă. Și am rămas surprins că la atâția concurenți, eu am știut că avem un canaț foarte bun, dar n-am știut că e atât de bun ca să fie și premiat. Așadar, prima dată participați și deja premiul cel mare. Da, da, exact așa e. Spuneți-mi, vă rog, de unde veniți? De unde această rețetă? Eu vin foarte aproape de aici, din Comloșul Mic. Am fost brutar până în 84 la Comloșul Mic și Comloșul Mare. Și de atunci am plecat în Germania și rețeta este de bunicii noștri, puțin finisată, că între timp lumea e mai modernă, se continentează puțin mai altfel. Punem, șvabii n-au pus atâta usturoi. Noi punem puțin mai mult usturoi ca șvabii, nevastă mea fiind corcitură de olteancă, deci noi le combinăm să le placă la toți. Și am pus și puțin mai mult usturoi și am pus un pic mai mult boiac, cum pun șvabii. Deci șvabii pe timpul alea nu le-au făcut chiar așa. Dar noi le-am finisat un pic și am rămas surprins. Nu mă așteptam să luăm. Aveți pielea de găină, ca să spun așa. Exact așa e, da, da. Am rămas surprins că... Iată, de atâtea decenii dumneavoastră și familia dumneavoastră consumați acest cârnaț care a fost astăzi premiat de atât de mulți specialiști. Cui dedicați acest premiu? Și domnului Kierer, că el ne-a dus, de fapt, el a avut ideea, că el vine de mult și cu el am venit atâția kilometri și fără el nu veneam, deci nu... Ați venit special din Germania pentru acest concurs? Sigur, am venit special din Germania pentru acel concurs.